închisoare lor și domnilor, bine ați venit la expoziția aniversară 87 de ani Emil Mureșan. În numele Asociației Culturale Mediașul nostru și al Primăriei Municipiului Mediaș, vă spun bine ați venit și vă mulțumim că ne sunteți alături și mai ales că sunteți alături domnului Mureșan și de această dată. Sigur, expoziția se cheamă Emil Mureșan 87 de ani. Eu cred că este o greșeală. Dânsul s-a născut în 1930 și are 87 de ani, spune buletinul. Eu cred că s-a născut în 87 și are 30, după câtă vitalitate și poftă de viață și de muncă are. Și dorim încă multă sănătate să mai poată să ne primească cu creațiile domniei sale. Despre expoziție și știu să spun calitatea, sau nu neapărat, artistică a lucrărilor maestrului Emil Mureșan, ne va vorbi domnul profesor Gheorghe Bucoiu și domnul Valentin Mureșan de la Muzeul Bruckenthal din Sibiu. Trebuie să vă spun că sunt 50 de ani de când cunosc pe domnul Mureșan, pe Emil Mureșan, și nici nu m-am gândit niciodată, nu m-am așteptat ca să sărbătorim, sau eu să sărbătoresc 50 de ani de când m-am cunoscut dânsul. De ce spun treaba asta? Pentru că anul acesta am avut în familie trei aniversări. Una că am terminat 50 de ani, 50 de ani de la terminarea facultății, 50 de ani de la terminarea facultății soției și 50 de ani de la căsătorie. Și nu am așteptat că cu acest eveniment deosebit, pentru că oricând o asemenea manifestare expozițională din partea domnului Mureșan este un eveniment pentru noi. Deci ar fi pentru mine încă un plus la aniversările pe care le fac anul acesta. În ceea ce privește activitatea domnului Mureșan, s-a scris mult, s-a vorbit, s-au comentat fel de fel de oameni în presă, în toate posibilitățile media. Ceea ce vreau să spun e faptul că, sau să încep în cuvântul meu, e lucrul cel mai important, faptul că nu poate fi judecată activitatea domnului Mureșan fără contextul în care dânsul și-a început și și-a construit, ca să zic așa, o operă deosebită. Și anume faptul că Mediaș, în anii 70, s-a organizat, s-a făcut o asociație artiștilor plastici amatori, o asociație care a cuprins o serie de creatori din această localitate și din împrejurim, asociație care a avut manifestări remarcabile. Cred că era una dintre puținele asociații de artiști amatori din țară, care a avut un asemenea succes. Și acest succes s-a materializat în fel de fel de expoziții ale membrilor acestei asociații, expoziții cu lucrări deosebite, lucrări care au fost prezente în localitatea la noi, dar și pe alte meleaguri. Trebuie să spun că în ceea ce privește lucrările maestrului Mureșan, ele sunt nu numai depozitate, ca să zic așa, în diferite locuri importante din localitate, dar și dânsul lucrări și în alte localități ale țării, dar nu numai atât. Sunt lucrări care au părăsit țara și sunt păstrate de diferite persoane în diferite părți ale lumii. Emil Mureșan a fost un participant activ la toate concursurile de creație organizate, căutând cu ingenuitate materiale inedite pe care cu migală și meșteșug să le metamorfozeze în opere de artă. A utilizat în acest sens lipsosul, piatra de râu, bronzul, rădăcinile și, în ultimul rând, pânza de păianjen. Un record fără discuție constituie în acest sens sculptarea propriei piatră de la rinichi, extrasă prin operație chirurgicală a unei figuri umane. Eu citez dintr-o carte pe care am scris-o și care am publicat în 2011, o carte care se numește Profiluri medieșene, în care sunt cuprinși peste 200 de personalități ale Mediașului, oameni care au
s-au născut imediat și care au plecat imediat sau care s-au născut și au rămas cu muizorul mureșan, alții care au venit între timp, de diferite, diferiți oameni de cultură, oameni de știință, care au avut într-un fel sau altul tangență cu orașul de pe Târnava Mare. Trebuie să spun că au fost des, așa cum spuneam, a avut o ingeniozitate nemaipomenită, o intuiție formidabilă în a vedea lucruri care lui îi spun ceva. Pentru că un om care merge pe stradă sau prin pădure nu observă mare lucru. Dar talentul maestrului mureșan e faptul că îl vede într-o rădăcină ceva care ar fi putea fi realizată o anumită lucrare. Așa a început cu rădăcinile, pe urmă a continuat cu piatra de râu și în final cu pânza de păianjă. Deci în asta constă talentul și maestria domnului mureșan. Dânsul dă dovadă de multă modestie, chiar într-o frază din ultima carte care oglindește activitatea maestrului, dânsul foarte modest spune că nu are talent. Dar nici vorba de așa ceva, pentru că, așa cum spuneam, natura este foarte darnică, natura sunt fel de fel de lucruri, dar este o maestrie deosebită și aici constă creația și activitatea artistului care vede în anumite lucruri niște posibilitatea realizării unor creații artistice adevărate. Despre activitatea maestrului mureșan au scris mulți, foarte mulți oameni. Am rămas surprins când, într-o discuție pe care am avut-o cu dânsul, spunea că are nu știu câte mii de impresii ale unor oameni care au văzut lucrările acasă sau organizate într-un mediu organizat. Deci oameni din țară, oameni de peste hotare, oameni din diferite colțuri ale lumii. Am să citesc câteva, să dau câteva exemple de ziare și reviste în care au apărut comentarii despre maestru mureșan. Scânteia, Libertatea, Gazeta Gorjului, România Liberă, Ecou, Rombul, Informația Harghitei, Vocea Mediașului, Munca, Plin Nou, Divoche și multe altele. Lucrările care au fost expuse cu diferite ocazii, aniversare sau nu, sunt oglindite în plachetele care au apărut și mi s-a părut formidabil de expresivă titulatura pe care a avut-o cu ocazia a 80 de ani de activitate, Natură și Fantezie. Pentru că, într-adevăr, cele două elemente sunt îmbinate perfect în lucrările dânsului. Natura, care este foarte darnică, așa cum spuneam, și ne oferă fel de fel de materiale, iar fantezia, care aparține maestrului și cu această fantezie realizând lucruri deosebite. Lucrarea respectivă avea și o organizare, o grupare a materialelor după materialele prezentate și după material din care și-a creat lucrările. Și anume, sculptură monumentală, sculptură în piatră, sculptură și modelaj și tablouri din pânză de păianjen, lucrări din metal, rădăcini, oameni, amintiri, momente. Așa. Eu, ce să spun, dânsul a dovedit un neastâmpăr formidabil. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că nu are o liniște. El mi-a lui frământat de fel de fel de idei, fel de fel de moduri de a expune, moduri de a crea și a expune și așa mai departe. Și acum, ca să închei, să ajung în final,
mi-aș permite să-i pun două întrebări și rog să răspundă. Odată, în ceea ce privește artistul în general, fiecare artist care aparține un anumit gen de artă are materiale care sunt cunoscute și recunoscute de toată lumea. Pictorul are boxelele, pensula și așa mai departe. Sculptorul are dat, are lux. Maestru Mureșan are pânza de păianj. Și mi-aș permite să-l întreb unde găsește păianjenișul ca să-și ia materialul din care face lucrările. Și ar mai... Așa, o întrebare în legătură cu Hora. Această lucrare, care după mine e formidabilă, este așezată lângă fosta bibliotecă. Am avut fericirea în 72 să particip și am să inaugurăm această lucrare împreună cu profesorul Gheorghe Popescu, care era președintele Comitetului de Cultură. Dar în cartea pe care eu am scris-o, am menționat că este de bronz. Ori acum am văzut că e inox. Cu furat. Să schimba ceva? Da, totuși aș mai adăuga ceva în încheierea punctului meu. Faptul că maestru Mureșan este o figură emblematică pentru Mediaș. Și când spun asta, mă gândesc la un banc care circula pe vremuri despre Dobrin și Ceaușescu. Că se spunea că dacă în viitor, peste 10-100 de ani, poate cineva va întreba, domnule, cine a fost Ceaușescu? Pe unul care a fost șeful țării pe timpul lui Dobrin. Așa și noi cu maestru Mureșan, dacă cineva în viitor va spune, domnule, vă știi unde e Mediașul, Târnava Mare cu tare. Păi da, este un oraș unde a trăit maestru Emil Mureșan. Să răspund la cele două întrebări. În primul rând, trebuie să spun că eu nu sunt un artist liniștit, sunt un artist foarte agitat. Faptul că am început cu rătăcit, pe urmă am început cu, ți-am cioptit bietrii de lux, altă marmură de alea, n-aveam bani, n-aveam bani să cumpăr, pe urmă am făcut lucrări din lut, modelaje, fel de fel, după aceea am venit cu pânză de păianjă, acum am venit cu aceste colaje, iar ceva mai nou, deci tot mereu am făcut ceva deosebit. Pânza de păianjă, de fapt, mi-a adus cea mai mare satisfacție din viață, pot să spun, pentru că a fost ceva unicat în lume. În cartea mea de onoare cu galeria mea, care l-am aici în centru, peste 5.000 de turiști din toată lumea, începând din Japonia, Columbia, Mexic, China, Dumnezeu mai știe de unde, care îmi lasă câte două rânduri frumoase, foarte interesante, scrise în cartea aia. Și mulți, când au plecat din galerie, au aplaudat. Vă spun, meu Irland, sunt apreciat mai mult de străini decât de cei din Mediaș. Foarte mulți turiști din alte orașe au venit foarte mulți și toți își exprimă în mod deosebit. E o chestie, nu e o artă extraordinară, dar e ceva șoc, care face șoc. Și în faptul că s-a întâmplat de nu întâmplat, niciodată n-am căutat să mă remarc ca mare artist. Sunt atât să admarc că nu au lucru de altul. Nevastă mea zice, tot toată ziua stai cu mâna în pământ și cioplești, tu nu vezi la trei găini, nu vezi la găinele alea acolo, că spăiajinea curgă acolo. Am intrat, i-am văzut, nu i-am dat jos, nici nu m-a interesat. După două luni am intrat și soarele bătea pe ei și aveau așa ca argintul arăta. Și atunci am avut așa o trăsărire ca un trăznit. Doamne, deci poate face ceva deosebit. Și adevărul că a fost unică lume care face așa ceva. Și îmi pare rău pentru că lucrările în condiții care sunt în galeria care o am. Și acum am avut 20 de turiști din Japonia și alții iar din săptămâna trecută. Este umezeală acolo și nu prea, condițiile nu sunt cum trebuie. Trebuie ceva un pic de, nu-i cazul de făcut, să dau sfaturi ce trebuie făcut ceva.
Dar vă spun, galeria are un interes deosebit. Și atunci această expoziție m-a ridicat unic în lume care face așa. Și am uitat și în cartea recordului. Acum, ce să spun? În ce privește... Ce întrebări mi-a chis? De unde ții materialul pentru pe care? Eu am încercat totdeauna, când am făcut expoziție, să fac un show. Adică n-am mers numai pe un singur, pe modelaj, din lut sau pe sculptură, am încercat să fiu totdeauna cu ceva nou. Acum, după faptul că am fost la motovolă foarte grea, cu trei operații, și m-am simțit foarte bine, zic, trebuie să mai fac ceva, să vadă lumea că mâinii nu moare, că mâinii mai trăiește. Și atunci am făcut aceste colaje pe care vi le prezint, care sunt iară făcute, născute, așa, ziua din timpul meu liber, adică e ca o hrană a unui artist care simte nevoia să trăiască. Și dacă eu nu m-aș ocupa de așa ceva, poate că aș fi terminat de mult, aș fi murit de mult. Dar faptul că mă ocup de ele și le fac cu toată dragoste, fără să mă remarc artist, le fac din plăcere pentru dumneavoastră. Și toate lucrurile astea care le vedeți sunt născute. Nu scopiate după alții, că mulți copiază, că toate sunt născute din nopțele și zilele când am timp. Cam asta e, ăsta e modul. Nu? Ora, ce s-a întâmplat? Am făcut-o cu sprijinul, nu mai știu cine era primar. În primul rând vreau să mulțumesc organul locale. Fără ele nu puteam să fac nicio lucrare de monumentală. Decorative care le-am făcut. În toate am făcut în 10 orașe, din afară din Mediaș, în Sărcelul Gurj, în Agnita, în una Sibiu, ce știu pe unde. Dacă organele locale nu mă ajutau și cele din Mediaș nu puteam face. Pentru că o lucrare de sculptură o duci până la un nivel, dacă trebuie lucrată din nux sau trebuie făcută în mozaic sau mai știu ce, trebuie investiții, trebuie bani și tu nu mai poți să-ți permiți. Am avut foarte mult sprijin de la toți primarii, nu vreau să-i amintesc nici pe domnul Telma, nici pe Neacă, nici pe Bucu, nici pe Toți primarii. Domnul Toma, să colaborăm dacă m-am putere. Să sperăm că se prinde în horă. Da. Ora s-a născut așa foarte... Am avut așa o idee foarte frumoasă, zic, dom'le, hai să fac ceva deosebit. Și am făcut ora din bronz, am avut sprijinul domnul Boțoc, dacă ați auzit, și care era atunci și primar. M-a ajutat, a colectat bronz și am făcut-o, dar a furat-o pe 40 de ani. Deci din centru, țiganul fără altul. Ei, și domnul Telma m-a ajutat, am refăcut-o din nou. Știți, și acea lucrare a fost decorată de Ceaușescu, de Dumitru Tetecultură, din București, ordinul meriu cultural, clasa întâia. E cea mai mare decorație să dea unui artist. E o treabă extraordinară. Și pentru asta am refăcut-o și arată foarte frumos. Și străinii care din toate mulți păzează lucrarea. Cam asta e. Eu, acum că tot am intrat în vorbă, vreau să mulțumesc la tuturor celor care au fost alături de mine în toate expozițiile. Și să știți că artistul nu are nevoie de mult, decât de încurajarea și de prezența oamenilor din jurul lui. Eu m-am bucurat de foarte multă lume pentru care vă mulțumesc. După atâtea vorbe interesante să mai adaug ceva, aș fi cel care pot să spun ceva cumva din afara orașului, din afara situațiilor, deci se cunosc, dumneavoastră îi cunoașteți. Eu din Sibiu am venit mai rar aici, sigur, am cunoscut, bineînțeles, pe maestru Emil Mureșan și vreau să spun că e, până la urmă, actualmente cel mai cunoscut, cel mai apreciat, cel mai bun artist sculptor din media și pe bună dreptate și activitatea lui și operele lui expuse, cum a menționat de-a sensul peste tot, sau aproape peste tot, în multe locuri din țară, mă rog. Și este un om de cultură.
schimbat mai de mult câteva vorbe, nu întâmplător, zic eu, apare acolo o poză a dânsului și în spate o bibliotecă la care te uiți cu un pic de invidie dacă mai iubești încă la vremea asta cărțile, nu numai tableta și tabloatul și telefon. Vreau să spun că din punct de vedere artistic, dânsul spune că nu se interesează, dar e la curent, mi se pare mie, cu cultura europeană. În lucrările expuse, dar și în cele fotografiate, se simt asimilări de la Brâncuș, de la Giacometti, dar ca toți artiștii autentici încearcă să facă, să facă o sinteză personală din ceea ce preia de la alții și nu operează eclectic și nici nu imitativ, epigonic, firește. Și cum mai spuneam adinaori, materialele contează foarte mult. Toți sculptorii autentici de cursă lungă, cum am putea spune, cunosc materialele, le studiază, cum a spus și dânsul, încep cu lemnul, piatra de reu și așa mai departe, până la inox. Fiecare material are pretențiile lui și trebuie să-l cunoști, cum spunea Brâncuș, să știi materialul și el îți cere opera cumva. Deci, concep opera în material. Nu o faci în capul tău și formă, o faci în capul tău, atunci știi ce material să alegi. Ori cunoașterea asta, material, bronz, piatră, marmură, înseamnă un efort și o inteligență deosebită, o vedere artistică în obiect. Și dânsul dă dovadă de astfel de idei și de concepție în material, nu numai fantezie. Lucratul ăsta cu pântă de păianjen, iarăși mi se pare semnificativ, adică e un material destul de ciudat și care astăzi e folosit așa ca happening, deci ține un pic și până se împrăștie. Deci participă publicul la lucrare în acel moment când e făcut și pe urmă ea rămâne în poze sau nu poate fi imortalizată în material. Dar e un experiment. Dânsul are meritul ăsta, m-am mai remarcat și antevorbitorul meu, meritul de a fi curios, de a studia în jurul lui. Ochiul artistului vede într-adevăr mai mult decât ochiul obișnuit, al omului obișnuit. Și în minte, într-adevăr, mai ideile fuzionează cu cele ce ochiul ți arată. Și, bineînțeles, cum zicea pictorul Ștefan Lucian, noi artiștii lucrăm cu sufletul. Deci, pui suflet acolo, atunci lucrarea iese. Nota asta de spiritualitate, care supune materialul în același timp, dă lucrării, să zicem, forță, putere de convingere, expresivitate. Pentru are și lucrări monumentale, acolo trebuie să gândești altfel, la scară înaltă, la... Apoi, foarte mulțuită, mai ales astăzi, dintre edii, că o operă de sculptură își cere și un ambient. Adică nu pui opera în orice loc. Artistul, când face o lucrare, studiază piața, parcul, locul în fața primăriei, în fața ministerului unde o fi, în care vine, urmează să fie pusă statuia sau opera lui Dar. Contează foarte mult pentru că opera de sculptură, pe deosebire de tablou la care stai mai în față, e rondoso, cum spun italienii, deci poți să-i dai ocol. Și din diverse unghiuri ea arată altfel. Multiplicitatea asta, multitudinea asta de imagini din diverse unghiuri, dă iarăși o notă deosebită culturii, mai ales cultura contemporană. Cultura tradițională, dacă e un bust, te uiți din față la figura lui, ei, la sculptura de acum, cum sunt aici câteva lucrări, se diversifică imaginea în ochii privitorului și lucrarea așa arată noi facete și atunci între lucrare și privitor și public se creează o altă legătură, se face un fel de simbioză. Firește că și aici vreau să felicit și publicul din media, trebuie să ai un public educat care să vină, care să aprecieze. În vremuri de demult,
Voltaire spune este că i-a fi spus Eugeniu Savoia că știți ce acolo pe barbarie să faci palate franțuzești. Considerau că austriecii pe vremea aia erau destul de înapoiați față de Franța Ludovic al XIV-lea și al XV-lea. Ori, Palatul Belvedere, care îl avem și astăzi la Viena, e făcut de el, era al lui. Vreau să spun că încă publicul austriac nu era educat. Ei, la noi tot așa, în ciuda tuturor ironiilor care s-au făcut, școlile astea populare de artă, zicând, au educat și artiști, dar și dacă nu au ieșit mari artiști, să zicem, omul care a luat contact cu instrumentul la muzică, cu uneltele de pictură, de sculptură, e un om educat, privește altfel operele de artă și, la rândul lui, educă pe alții implicit aproape. Deci spun că și publicul contează foarte mult și noi aici se bucură de un public care merită, să spun așa, și lucrările sunt mai mult să facă o idee despre opera sa aici, dar la o adică s-ar putea organiza ce știu eu când, un tur prin orașele transilvaniene și de exemplu, în care să vedem lucrările lui Emil Mureșanu și să fie comentate cum a fost dânsul în cărțile, în cartea respectivă. Și impresiile astea de care e plină cartea lui de aur, merita valorificate și tipărite într-un anume context. Ne felicităm, pentru că domnul Mureșan a lansat indirect o provocare sau mai multe la adresa primăriei. O să-l invităm și pe domnul primar să spună două vorbe. O să știți că am răspuns cu drag invitație de a participa la această expoziție aniversară. În urmă de rost să vă urez la mulți ani, pentru că perioada asta așteptă aniversarea o frumoasă vârstă. Sigur că ce face domnul Mureșan este un lucru extrem de bun pentru oraș. Foarte mult voluntariat, astfel că am avut o discuție cu reprezentanții Direcției de Cultură. În data de 5 decembrie organizăm Gala Voluntariatului. Cu acel prilej, domnul Mureșan va fi premiat de către administrația locală și, în același timp, până la data de 5 decembrie, vreau ca domnia sa să se gândească la o lucrare pe care administrația locală să o susțină financiar, astfel încât anul viitor această lucrare să fie și finalizată. Vă doresc multă sănătate și vă aștept cu drag să discutăm despre lucrarea pe care vreți să o puneți în operă, o lucrare care sigur să fie benefică și pentru media. Vă mulțumesc de asemenea tuturor și este bine că sunteți într-un număr atât de mare, aproape de domnul Mureșan. O zi frumoasă tuturor! Nu știu, mai zice ceva? Și astăzi,